Ei, eu, T-Rex la aici acum, forma nouă videoclipuri ca să vă facă experiența de vizionare mai plăcută în timp ce vă aduc la curent cu cele mai interesante chestii pe care le pot găsi. Am numit chestia asta Trex's Lair. Bine v-am găsit la primul episod în Trex's Lair, unde o să vorbim despre cea mai interesantă chestie care a avut anul 2024. Este vorba despre un nou film cu Jurassic Park. Probabil că ați auzit sau nu, dar recent The Hollywood Reporter a făcut un anunț foarte interesant venit în culisele celor de la Universal, care statau un film nou cu titlul Jurassic, care urmează să-și facă apariția anul viitor. Și după cum scrie aici, an all new storyline, a new Jurassic World movie could be in cinemas very soon. According to The Hollywood Reporter, a sequel to Jurassic World Dominion has been in development for quite some time and could release as soon as 2025. Ați auzit bine, un film nou intitulat cu titlul The Jurassic o să-și facă apariția anul viitor, probabil în vară, cam cum se lansează toate filmele astea din franciza lui Jurassic Park și Jurassic World. Numai că e un twist aici. Filmul ăsta nu o să aibă legătură cu Jurassic Park și nu o să aibă legătură cu Jurassic World, pentru că astea sunt două trilogii diferite care s-au încheiat fiecare cu Jurassic Park 3 și Jurassic World Dominion. Și chestia asta a fost intitulată în ghilimele ca o nouă eră jurasică. Mai pe scurt, filmul ăsta nu o să fie un sequel la Dominion, Doamne ajută, nu mai vreau să mai văd altă lăcustie. O să fie propriul lui film, o să înceapă o nouă trilogie și nu o să se lege probabil de filmele astea vechi. O să se înceapă un univers nou, un nou capitol în franciza asta care au fost destrămată de Jurassic World complet. Să devină chestiile și mai interesante, pe lângă faptul că avem un film nou legat de chestia asta, Universal scoate niște ași de mânecă, iar pe una din cărțile alea scrie David Cape. Acum, pentru cine nu știe, David Cape e un veteran al scriptwriting-ului care pe deasupra a făcut și niște caractere foarte interesante, cum ar fi Robert Muldoon, Arnold și Roland Tembo și mulți alții din Jurassic. Pe lângă asta, omul ăsta a și făcut scriptul pentru Jurassic Park și The Last World Jurassic Park. Și zice aici că David Cape writing new Jurassic World film for Universal. Life, as the old saying goes, finds a way. And so do franchises, especially when they are as lucrative as Universal's Jurassic Park, Jurassic World Dino releases. Despite the most recent Jurassic World Dominion capping of the most recent trilogy in 2022, the studio is looking to gear up the terrible lizards once again with veteran Jurassic scriptwriter David Cape overseeing development. Da, deja, din câte se spune aici, Universal și-a băgat picioarele și-a decis că bă, e momentul să ne trezim la realitate și să nu mai facem prostii și să ne întoarcem înapoi la rădăcini și să aducem veterani care au făcut istorie în trecut să facă istorie și în prezent. Cape, of course, wrote Jurassic Park and the last world Jurassic Park for Steven Spielberg, so he knows his dinosaurs. According to the Hollywood Reporter, he is far enough along with the script for the studio to start considering release dates. Mai pe scurt, omul aproape că și-a terminat scenariul și a anunțat că filmul ăsta o să se lanseze anul viitor în 2025 cu filmările care o să se înceapă anul ăsta în mai. The plan is reportedly to chart a new direction for the Jurassic World story, so we wouldn't expect to see the likes of Chris Pratt and Bryce Dallas Howard or Sam Neill or Rod Dern or Jeff Goldblum for that matter, but there will of course be giant tutti stumpy creatures. Now imagine having a dinosaur movie without dinosaurs in it, that would be something. No, acum ce zice articolul ăsta așa, e că e o direcție nouă pentru franciza asta și cu toate că oamenii pun chestia asta ca fiind o continuare pentru Jurassic World, nu e chiar așa. Pentru că nu se leagă, pur și simplu, nu o să fie o continuare la Jurassic World, cel puțin așa ni s-a spus și așa se speculează. Ideea e că toată lumea, cum intitulează filmul ăsta ca Jurassic 7, pentru că e a 7-a film din toată franciza, nu o să conțină figurile astea cunoscute cum au fost Chris Pratt și Bryce Dallas Howard, nici Sam Neill, nici Laura Dern. Asta înseamnă că David Cape are în program o serie nouă de caractere care o să scrie istoria din nou. Ceea ce mi se pare foarte interesant, are și timpul să vedem și noi niște caractere noi și niște actori noi care își fac apariția pe ecran, pentru că m-am săturat să văd aceeași chestie în continuu. Parcă aș mânca aceeași mâncare la nesfârșit, doar că aș pune puțin mai multă sare pe ea. Frank Marshall, who also has no little dino experience thanks to producing the Jurassic World trilogy, thanks for the locust plot, is also on board this time. Am o singura problemă pe care o văd eu în momentul de față legată de filmul ăsta, e că nu există un director executiv care să administreze toată nebunia. Ok, pauză. Trebuie să actualizez ceva la chestia asta aici ca să vă scuteți de câteva minute de vorbă degeaba. În timp ce o canal videoclipul ăsta s-au lansat niște informații noi legate de Jurassic 7. Avem data oficială a lansării care e 2 iulie 2025 și director executiv care o să se ocupe de proiectul ăsta. Vin cu vești proaste și nu-mi place chestia asta pentru că am aflat cine naiba o să fie directorul din spatele filmului ăstuia și ăla o să fie David Leitch. Dacă nu știți cine e David Leitch, e
un om care a fost prezent și la creația lui Jurassic World în 2015, cu toate că n-a avut nicio interacțiune și nimic de a face cu filmul ăla, dar omul o să direcționeze un film SF în anul 2025. El fiind un director de filme de comedie și respectiv acțiuni. Pauză din nou pentru că am aflat niște informații foarte fierbinte, trebuie să actualizez iar chestia asta și simt că nebunesc. Oficial David Leitch nu o să mai fie director executiv de la Jurassic 7 aka Jurassic World 4, pentru că a fost o discuție cu cei de la Universal și cu David Leitch și aparent ambele tabere aveau o direcție diferită pentru filmul ăsta și din fericire pentru noi David Leitch a luat tălpășița, prin urmare Universal caută un alt director executiv care să aibă grijă de tot proiectul ăsta. Un semn bun pentru că nimeni n-ar fi vrut să vadă un Fast and Furious Jurassic World Edition, dar o veste proastă pentru că filmul ăsta pare că nu o să schimbe data lansării și tot 2 iulie 2025 o să fie, deci până urmare oamenii ăștia sunt pe un deadline foarte crunt aici și un director pentru filmul ăsta e cea mai căutată chestie la ora actuală. E ăsta un semn că Jurassic 7 o să fie mare? Nu știm, dar hai să continuăm mai departe cu... Iar acum să trecem la chestiile alea mai interesante. Deci avem o poveste nouă legată de titlul ăsta de Jurassic. Acum nu știm dacă o să fie un parc, nu știm dacă o să se continue din chestia asta cu dinozauri care au împânzit lumea și au ajuns să fie o problemă de asta globală. Tot ce știm e că o să avem dinozauri. Doamne ajută, hai de capul, eu imaginează să nu fi avut dinozauri. Acum să sperăm că dinozaurii o să fie în main focus de data asta și nu o să fie ca data trecută unde erau decât așa pe acolo niște obstacole și pe noi ne interesează gândacii care vin să mănânce recoltele. Nu știu ce naiba a fost Jurassic World Dominion, dar problema cu filmul ăla a fost că au avut prea mulți oameni care și-au băgat picioarele pe acolo, exact ca un joc de ăsta, știi? În care vin din ce în ce mai mult de vreo din alte părți, își bagă toți mâinile pe corul la pacoș și transformă într-un cod spaghetă. Ei, Jurassic World Dominion a avut un script spaghetă. O să avem caractere complet noi, cu actori complet noi, care o să-și facă debutul un nou film cu Jurassic, despre care nu știm nimic deocamdată, e exact ca și directorul, nu știm cine aibă o să participe în filmul ăsta, nu știm dacă a fost ales castul și ce o să se întâmple. Tot ce știm e că o să avem actori noi, o să avem caractere noi, cu o poveste complet nouă și cu un twist de ăsta complet diferit. Acum, care o să fie toată relevanța și cum o să se conecteze, dacă o să se conecteze cu filmele care au venit înainte, nu știm, urmează să aflăm. Sunt foarte puține informații despre chestiile astea. Acum să trecem la cel mai important subiect de pe listă, dinozaurii. Pentru că ne întoarcem înapoi la rădăcini în ceea ce se pare aici, e posibil ca să avem un cast destul de minimalist când vine vorba de dinozauri, cam cum a fost în Jurassic Park și în The Last World Jurassic Park. Aveam foarte puțini dinozauri, dar acțiunea era foarte concentrată pe chestiile alea acolo și totul era construit așa într-un mod ăsta, nu legat de cât de mulți dinozauri erau pe ecran, cum a făcut Dominion, dar era concentrat pe felul cum erau executate chestiile astea, cu build-up-uri, cu momente foarte tensionante, cu momente care te făceau să ai inima în gât și tot așa mai departe. Și erau foarte bine puse la punct. Nu conta câți dinozauri ai pe ecran, conta cât de bine erau dinozauri executate. Acum nu știm ce dinozauri o să avem în filmul ăsta. Probabil că o să avem specii noi despre care n-am auzit niciodată. Probabil că tiranozaurul o să fie dat la o parte, raptor o să fie dat la o parte, o să aducă niște chestii noi în scenă. Probabil că o să aducă cinci, poate că o să vedem Carcharodont sau poate să vedem spinozaurul iarăși care se întoarce pe ecran, sau poate să avem Majungasaur sau cine dracului știe ce, pentru că sunt o grămadă de specii de dinozauri care ar arăta extraordinar de bine pe ecrane, dar noi suntem blocați în loop-ul ăsta în care trebuie să ai neapărat tiranozaur, trebuie să ai neapărat raptor, trebuie să ai neapărat triceratop și așa mai departe. Ar fi foarte frumos să vedem o schimbare de asta minusculă și în castul ăsta de animale, dacă se poate. Ce mă interesează pe mine și mai mult e cum o să arate dinozaurii, pentru că în Jurassic World Dominion cineva din domeniul ăsta de paleontologie o lucra filmul ăsta și s-o asigura că penele au ajuns pe câteva specii de dinozauri, cum au fost Pyroraptorul, cum au fost Quetzu, cum au fost și alte dinozauri de așa pe acolo, ca și Oviraptor. Ideea e că omul ăsta o să se întoarcă în filmul ăsta nou, deci e posibil să avem modele noi de dinozauri care sunt mai paleo accurate. E posibil să avem o reprezentare de asta mai updatată a dinozaurului pe care o să-i vedem. Nu sunt foarte sigur chestia asta, dar ideea e că dacă omul aș face prezența simțită în producția filmului, mai mult ca sigur o să vedem niște dinozauri care o să arate cât de cât mai aproape de counterpart-ul ăsta realist. Sunt foarte curios dacă să avem efecte practice foarte multe, cam cum a avut Jurassic Park, îmbinația aia foarte frumoasă de animatronici cu CGI-uri și cu tot felul de efecte astea practice cu care făceau filmul să se simtă mult mai natural, mult mai realistic. Pentru că e o diferență pentru actori ca să se prefacă că o chestie acolo și să nu știe ce naiba să se întâmple. Și alta e când văd robotul la uriaș în față care le suflă aer cald și chestii de astea nou. Dacă filmul ăsta urmează să apară în 2025, probabil la final
finalul anului ăstuia o să avem și un trailer sau măcar un teaser sau ceva sau poate un poster. Important e măcar titlul să-l avem ca să ne facem o idee. Pentru că dacă o să se poată să se tragă o grămadă de concluzii, o grămadă de teorii și așa mai departe. Cu toate astea o să stau sceptic și o să stau undeva pe la mijloc. Nu o să fiu nici foarte încântat pentru chestia asta și nu o să fiu nici foarte dezamăgit pentru noutatea asta. Da, îs fericit că avem încă un film nou cu dinozauri care urmează să-și facă apariția. Nu sunt fericit din cauza că e posibil să fie un clișeu, la fel cum a fost și Fallen Kingdom și Jurassic World Dominion. Jurassic World, ăla din 2015, mi s-a părut foarte ok. Ăla mi-a plăcut. A fost parte în parte cu Jurassic Park. A urmat acela stil. Or, a avut grijă să reconstruiască Jurassic Park într-un mod ăsta mai modern. Cu toate că n-a fost perfect, mie mi s-a părut bun. Important e să vedem în ce direcție o să ia filmul ăsta și cum o să construiască tot scenariul ăsta. Dacă o să fie plasat într-un moment ăsta cotidian, modern, sau dacă o să ne întoarce puțin mai departe în timp, undeva unde totul era mai simplistic și mai bazat pe chestii de-astea minimaliste, care să dea efectul ăla foarte fain la film. Pentru că asta avea Jurassic Park-ul și asta are Jurassic Park-ul încă. Faptul că se întâmplă undeva într-un mediu ăsta simplu, într-un timp ăsta foarte simplu, în care tehnologia nu era foarte avansată și nu era totul bazat pe chestii de-astea mondene care se întâmplă acum și care dau peste cap tot sistemul. Cu prima ocazie când o să mai pun apă niște informații, o să vi le aduc și vouă. Așa că dacă v-a plăcut clipul ăsta și vreți să mai vedeți episoade din Shrek's Lair, lăsați pe acolo în comentarii, lăsați voi acolo un like că nu știți cât de mult ajută. Abonați-vă, dracule, membrii canalului aici o să ruleze și ei pe ecran pentru că le mulțumesc foarte mult pentru suportul lor și fac chestiile astea posibile. Pe lângă asta, dacă aveți voi subiecte despre care vreau să mă informez și să vă aduc la cunoștință, oricând puteți să lăsați în comentarii și evident că eu sunt direct și nu o să ascult de voi. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția coartă, tot suportul vrei și noi o să ne vedem cam cei data viitoare. Haide, pa!